Am stat atâtea ori în picioare, dar nu-mi pare rău că l-am văzut pe papa. Sunt cea mai fericită! Papa, Doamne, eu zic că l-am văzut pe Dumnezeu. Așa este, foarte frumos. Sunt foarte fericită. Ceva deosebit, ceva ce n-am mai văzut globul Pământului, această vizită. Da. Și ca la noi în România nu a fost primit nicăieri. Am venit să-l întâmpinăm pe unul din liderii spirituali de acestei luni și să vedem și noi dacă într-adevăr emană, dacă are aura aia de bunătate despre care se vorbește atât de mult. Îl urmez pe Dragnea, frate! Îl urmez pe Dragnea, tăricianule! Orfașule! Hoțule! Eu, cel puțin, am venit în bună măsură în amintirea la ce a fost acum 20 de ani și sper ca lucrurile să meargă la fel mai departe. Cred că a fost mai mult entuziasm atunci, pentru că a fost prima dată, a fost o chestie unică. Cel puțin la televizor se vedea că lumea se aduna, nu știu dacă la fel, nu știu dacă la fel de mare număr, mă așteptam să văd mai multă lume aici, drept. Mi-am dorit, m-am bazat că voi urmări la TV și cel de sus m-a ajutat să fiu prezentă. Acum sunt așa de încântat că am trăit momentul.